În fotbal am schimbat o generație de aur, una de argint și încă una dintr-un aliaj incert. Dar microbiștii de la noi tot nu găsesc niciun motiv să celebreze vreun eveniment important în acest sport. De câțiva ani, România speră că unul dintre regizorii tinerei generații va câștiga Oscarul. De tot atâta timp, bucuria se amână și după ultimele nominalizări, așteptarea nici nu se va împlini în 2013. Cam tot de atâta vreme tragem nădejde la un premiu Nobel pentru literatură. Și în fiecare an ascultăm cu resemnare lista laureaților pe care nu se regăsește numele unuia dintre ai noștri. Într-un mod greu de înțeles, ca națiune, nu am legat nicio speranță de o descoperire care este pe cale să revoluționeze medicina. Despre telocite, a căror existență a fost demonstrată de un cercetător român, doar presa vorbește. Din 2010, numai jurnaliștii urmăresc la noi progresele din acest domeniu. Autoritățile se țin într-o rezervă inexplicabilă, lumea științifică românească nu s-a entuziasmat, mediul de afaceri n-a simțit oportunitatea. Au reacționat însă cu viteză fulgerătoare Statele Unite și China, apoi încă vreo 40 de țări unde se investesc milioane de dolari sau euro pentru continuarea studiilor. Iar la sfârșitul anului trecut, o serie de operații au confirmat statutul de celule minune al telocitelor. Pot repara organele bolnave. Mai repede și mai bine decât celulele stem. Dacă un premiu Nobel va răsplăti munca celui care le-a descoperit, România nu va avea niciun drept să se mândrească. Și ce e mai grav, va fi cea mai bună dovadă că cercetarea medicală de la noi, o cale sigură către afirmarea internațională, s-a rătăcit undeva între birocrație, sărăcie bugetară și invidie. Ce se întâmplă cu elixirul vieții, ce șanse au românii care se dedică științei în țara lor și către ce orizonturi ne vom îndrepta pentru o operație cu telocite, sunt întrebările la care căutăm răspunsuri astăzi. Sunt Andreea Badeahui, doamnelor și domnilor, intrați în Arena Medicală, bun venit! Împreună cu noi este doamna Elvira Craiu, profesor universitar, medic primar, cardiolog. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația. Și eu mulțumesc, bună seara! A acceptat invitația noastră și domnul Ciprian Tiberiu Miclea, conferențiar universitar, specialist în medicină anti-aging, cercetător științific cu reputație europeană, colaborator al mai multor institute și clinici de pe continent. Bun venit, mulțumim! Mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere spun bun venit și publicului emisiunii, studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius și membrii ai clubului ISIS, care reunește oameni preocupați de sănătatea și calitatea vieții lor. Pentru început vă propun să urmărim o discuție despre declarația academicianului Laurențiu Mircea Popescu, cel căruia planeta îi spune părintele telocitelor. Acestea ne-au acordat un interviu în exclusivitate. Vedem acum un fragment, apoi vă invit să comentăm și să dezvoltăm subiectul. Ne aflăm în cabinetul celui pe care din 2010 toată lumea nu-l mai numește decât părintele telocitelor. Academician profesor dr. Laurențiu Mircea Popescu, bun găsit, vă mulțumim că ați acceptat interviul cu noi. Cu mare plăcere. Cum v-au văzut românii din sfera academică în momentul în care, în dreptul numelui dumneavoastră, a fost trecută această realizare? S-a schimbat cu ceva relația dumneavoastră, inclusiv cu colegii, dar și cu statul român? Ați fost încurajat? M-ați întrebat dacă s-a schimbat ceva în peisajul academic. Depinde ce înțelegeți prin academic. În România, academic înseamnă academie. Acum, sigur, dacă îmi permiteți o notă de maliciozitate, poate să fie Academia Română, poate să fie alte academii de ramură sau chiar de coafură, bere, fotbal, etc. Eu nu pot să vă spun decât că impresia mea este că în Academia Română descoperirea telocitelor a fost percepută ca un fapt pozitiv. Chiar că aș îndrăzni să mă fac exponentul unor afirmații ale președintelui Academiei Române, domnul academician profesor Ionel Haiduc, care cel puțin de 2-3 ori a lăsat să se înțeleagă că descoperirea telocitelor demonstrează că și la nivelul membrilor Academiei există activități care sunt consacrate pe plan internațional și dovezi clare de creativitate, deși, în principiu, Academia Română este un for de consacrare mai degrabă decât un for lucrativ.
percepția în opinia publică, mi-e greu să o etichetez, dar aici profit de discuția cu dumneavoastră și nu numai de discuția cu dumneavoastră, am spus-o și altă dată. Eu cred că un factor pozitiv, adevărat pozitiv, util, fără de care nu ar fi fost posibil un anume impact în opinia publică, l-a avut presa și scrisă și presa audiovizuală. Și n-are niciun rost să ne ascundem, diverse televiziuni care, nu neapărat spre surprinderea mea, ci spre plăcerea mea, am constatat că au fost aproape la unison în a aprecia, așa cum se cuvine, în peisajul dat, descoperirea telocitelor. Este momentul, dacă mi-i îngăduiți, să mulțumesc presei, la modul cel mai general, și diverselor televiziuni, și aici le-aș include pe toate care le știu, pentru că nu mi-aduc aminte, nu mi-a spus nimeni ca vreo post de televiziune să fi comentat, nu numai negativ, dar măcar malicios o asemenea descoperire. Faceți parte din lumea medicală, din lumea științifică. Cum vedeți dumneavoastră această descoperire? Am să răspund eu în prima fază. Nu pot să vorbești decât cu reverență despre astfel de personalități și despre astfel de descoperiri, care, dincolo de originea lor românească sau alta, vor propulsa categoric medicina regenerativă în direcții care, cu puțină vreme în urmă, erau greu de anticipat. Evident că e un motiv de mândrie să constați că un român, academicianul Popescu, a descoperit telomerii. Aceste celule de origine stromală, interstițială, care au fost pentru prima oară descrise citologic, histologic și funcțional de către profesorul Popescu încă de acum 2 ani. Potențialul acestei descoperiri este enorm și încă nici măcar nu putem să-l configurăm până la capăt, pentru că alături de alte descoperiri substanțiale în domeniul științei medicale, alături de celulele pluripotente STEM sau alături de terapiile de substituție hormonală sau alături de decriptarea telomerilor, iarăși o entitate biologică despre care poate că ar fi cazul să vorbim la un moment dat. Deci toate acestea constituie un corolar la ceea ce s-ar numi creșterea speranței de viață, îmbunătățirea confortului biologic al omului și, de ce nu, imprimarea unei noi direcții în cercetarea medicală. Pentru cei care ne urmăresc, ajutați-ne cu o definiție ușoară. Comprehensibilă. Exact, pentru toată lumea. Despre celulele STEM s-a vorbit foarte mult. Femeile gravide știu despre celulele STEM și de recoltarea din cordonul umbilical, despre o șansă la viață sau la o șansă de a trata anumite boli depistate ulterior la copil. Ce sunt aceste telocite și de ce se vorbește despre ele ca având un atu față de celulele STEM? Eu aș spune că împreună telocitele și celulele STEM constituie o oportunitate terapeutică de mare potențial. Telocitele sunt celule identificabile în aproape toate țesuturile, care au câteva caracteristici structurale care le fac similare cu neuronul. Există anumite prelungiri citoplasmice similare terminațiilor axidice sau dendronice ale neuronului, au un nucleu semnificativ mărit în raport cu o celulă standard care ocupă aproximativ 30% din volumul celular propriu-zis și care au o funcție parese, cercetările nu sunt exhaustive în privința aceasta, de regenerare celulară și de modulare a interacțiunii interstițiale, adică a diferitelor populații celulare unele cu altele. Așadar, dacă reușești să
cuantifici toate aceste efecte pe care le au la nivelul țesuturilor telocitele, poți să imaginezi căi terapeutice, unele dintre ele experimentate empiric în laboratoare. Vezi, spre exemplu, transplantul de telocite la țesutul miocardic făcut de chinezi ca urmare a descoperirii profesorului Popescu. Deci, pe scurt, cam aceasta ar fi telocitele. Celule interstițiale cu rol în regenerarea tisulară și în modularea interacțiunii dintre celule. Cardiologia pare a fi primul domeniu în care aceste celule își găsesc cel mai bun rol. Vreau să ne spuneți ce reprezintă acest lucru pentru dumneavoastră ca medic și implicit pentru pacienții, pentru cei care suferă afecțiuni ale inimii. Infarctul miocardic ar fi principala indicație. Din punctul meu de vedere, ca medic practician, aș vrea să încep în a felicita redacția dumneavoastră că s-a gândit în a populariza o asemenea cercetare românească, iar din punctul de vedere pur practic, nu pot decât să mă bucur de această cercetare, de această dezvoltarea tratamentului specific bolilor cardiovasculare. Este extrem de util pentru infarctul miocardic acut o asemenea cercetare, tocmai pentru că apare la o vârstă tot mai mică, pentru că afectează vârstele, să zic, vârsta a treia, vârsta octogenară, că rupe din familie și din mediul social tot mai mulți bolnavi care ar putea să își consolideze efortul în a continua viața socială, viața familiară și așa mai departe. Că această cercetare nu este bine cunoscută la acest moment, să sperăm că cu eforturile societății civile această cercetare, această inovație va cunoaște, bineînțeles, o dezvoltare pe măsură. Pentru practician este fără doar și poate o metodă nouă de a spera că într-adevăr viața bolnavului cu infarct și nu numai, atâta timp cât aceste celule regeneratoare se adresează miocardului, sunt multe alte boli decât infarctul miocardic care ar putea să răspundă pozitiv la această acțiune a telocitelor cu sau fără celule STEM. Ceea ce este important la acest moment, că în situația în care există viroze care au foarte mult impact cardiologic, miocardic, există forme de cancere care conduc la supra-solicitare miocardică, deci boli, să zic, moderne, care își găsesc o rezolvare, își vor găsi, fără doar și poate, o rezolvare din acest punct de vedere. Dacă, într-adevăr, cercetarea domnului profesor academician Laurențiu Popescu va fi, consolidată de români, dar de tot mapamondul, bineînțeles și noi, pacienții români, vom găsi o metodă modernă care se arată a fi fără efecte secundare. Lucru foarte important în tot ceea ce știm la acest moment despre tratamentul bolilor cardiovasculare. Așa că nu pot decât să-mi exprim marea gratitudine pentru acest om al cercetării românești și, bineînțeles, să asigur pacienții noștri că vor exista în primul rând cât se poate de repede și alte modalități de tratament a bolilor cardiovasculare. Dacă de mâine ar fi toate autorizațiile obținute, cercetătorii din străinătate ar confirma rezultatul 100% al acestei, al unui astfel de transplant, să zicem că de mâine s-ar putea face acest lucru în România. Credeți că medicii noștri ar fi pregătiți?
Din punct de vedere al cercetării, să sperăm că da. Din punct de vedere al dotării tehnice pentru această nouă modalitate de tratament, încerc să fiu sceptică, dar în același timp încerc să sper că toți factorii sociali care pot să ajute partea medicală pentru un asemenea tratament și-ar da mâna pentru implementarea acestei metode. Cum știți bine că în Constanța la acest moment putem trata modern marea majoritate a bolilor cardiovasculare, tot așa sper din tot sufletul că totuși, cât de curând, vor exista posibilități noi, moderne, în acest tratament. Aș vrea să spuneți cum privește lumea medicală europeană descoperirea profesorului academician românului nostru. În mod categoric s-a remarcat potențialul acestei descoperiri și s-a atribuit locul pe care îl merită. Domnul profesor devine în mod automat aproape eligibil pentru un premiu Nobel din punctul meu de vedere. Important este că, așa cum zicea și doamna doctor, deocamdată lucrurile sunt totuși în faza studiilor clinice, urmează confirmările pe subiecti umani, există o procedură standardizată care își propune să elimine anumite riscuri procedurale sau anumite sincope ale anumitor terapii care deocamdată se prefigurează, se structurează în momentul de față. Transferul din plan teoretic către realitatea pragmatică a practicianului, deci acest transfer poate să dureze o vreme de acum înainte. În Europa și în lume, descoperirea telocitelor se sincronizează însă și cu alte mari descoperiri legate și de celulele pluripotente despre care lapidar a mai amintit aici, dar și o altă descoperire notabilă care este cea a telomerilor, a celor structuri cromozomiale, telos în greacă înseamnă la distanță, și melos înseamnă porțiune, segment. S-au pus în evidență, iată, în aceeași temă de regenerare, s-au pus în evidență structuri de tip ADN în extremitățile cromozomiale responsabile cu conservarea materialului nucleic în momentul în care se produce replicația celulară. Acești telomeri sunt responsabili cu conservarea în timpul scindării celulare a materialului care ține de acizii dezoxiribonucleic și ribonucleic intranucleari. Deci telomerii, celulele STEM și toate celelalte terapii care acum trec printr-un fenomen de emergență, de expunere publică, toate aceste terapii sunt integrate în anumite protocoale care se încearcă a fi optimizate și care, fără îndoială, într-un viitor predictibil relativ apropiat, vor duce la standardizarea anumitor tehnici terapeutice pe care, de ce nu, și medicii români le pot adopta. Au competența primară de a învăța ceva în plus și de a implementa în practica lor curentă. Pentru... următorul lucru. În cursul anului trecut, în prag de vară, a fost la București un congres mondial de cercetare fundamentală în care profesorul academician dr. Laurențiu Popescu și-a expus toate cunoștințele, dacă vreți, care au condus la această cercetare, respectiv la această descoperire. Și apropo de accepțiunea universală a acestei cercetări, la acest congres s-a comunicat mare aderență a cercetării fundamentale universale pentru această descoperire. Deci a fost momentul în care cercetarea românească
a fost și cunoscută și acceptată și categoric susținută de toți factorii care, de cel puțin mari cercetători ai acestei științe fundamentale, primare, cum îi spunem noi. Revenim la interviul pe care academicianul Laurențiu Mircea Popescu l-a acordat în exclusivitate emisiunii Arena Medicală. Vă propun acum să urmărim un alt pasaj ca să avem o imagine de ansamblu asupra cercetării în acest domeniu și, ca o precizare pentru toți cei interesați, puteți vedea integral interviul cu părintele telocitelor pe site-ul nostru arenamedicala.ro și pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Dacă veți voi să desenați o hartă a lumii sau să luați o hartă a lumii și să punctați pe ea locurile unde sunt cunoscute telocitele și, dacă vreți, locurile unde se lucrează cu telocite, locurile unde sunt cercetate telocitele, veți avea surpriza sau pozitivă să vedeți că telocitele sunt cunoscute în toate continentele. În foarte multe țări, nu le-am numărat, dar cred că peste 40 de țări. Oricum în Statele Unite, Canada, în America de Nord, Brazilia sau Chile, în America de Sud. Practic toate țările europene, multe țări asiatice, mai ales în China, dar și în multe țări din Africa de Nord, ca și în Africa de Sud, Australia sau Noua Zeelandă. Mi se pare că avem de-a face cu un atlas geografic. Deci, când vorbim de acceptarea telocitelor ca o nouă categorie de celule care n-a fost descrisă până când cineva din București n-a făcut acest lucru, este general. Și acest lucru, după părerea mea, este foarte important pentru că s-a întâmplat într-un răstimp extrem de scurt, în mai puțin de 2 ani. Din aprilie 2010 până la jumătatea anului 2012. Ținând cont de faptul că trece o perioadă din momentul în care publici o observație până când ea este găsită, percepută, înțeleasă, folosită, etc., etc., trebuie să conștientizăm că impactul este cu adevărat real și, dacă nu ne este teamă, am putea zice formidabil. Dacă nu vă place formidabil, pentru că formidabil e, poate sună un pic prea pretențios, atunci să zicem neașteptat de bun. Desigur că, din punctul meu de vedere, strict subiectiv, ca fiind persoana căruia îi se recunoaște acest merit de a fi descoperit telocitele la nivelul la care vă vorbesc, mondial, sunt în primul rând interesat de relații pe tema telocitelor cu Statele Unite și cu China. Explicația este foarte simplă. Am mai dat-o de câteva ori și nu obosesc să repet, pentru că mi se pare că este esența problemei pentru a dezvolta subiectul. Subiectul avem, problema noastră, exact cum spuneați dumneavoastră, cum precizați dumneavoastră, era ce facem în viitor. În viitor vrem să dezvoltăm cunoștințele despre telocite. Cum pot să le dezvolt? Dacă am un certificat de bună purtare, în ghilimele, adică recunoașterea existenței telocitelor și considerarea lui ca un subiect important, și de unde pot să iau certificatul ăsta? Din locul unde este puterea numărul 1 științifică în lume în momentul de față. Puterea numărul 1 științifică este, generic vorbind, în Statele Unite și punctual în doar câteva universități, dintre care cea mai faimoasă, universitatea mai totdeauna clasificată numărul 1 în lume, Universitatea Harvard, școala de medicină de la Harvard. Ori noi, în acest moment, chiar suntem acceptați ca parteneri de studiu. Dumneavoastră sunteți în clădirea Institutului Național de Patologie Victor Babeș. În curtea acestui institut și în câteva camere din acest institut, se cultivă, există, se cresc niște celule primite de la Universitatea Harvard, niște celule STEM, și noi studiem influența telocitelor asupra celulelor STEM. Deci există ceva practic, nu este la nivelul de bunăvoință, de recunoaștere, de intenție. Suntem în categoria fapte.
Pe de altă parte, dat fiind situația obiectivă a resurselor financiare limitate în țara în care trăim, plus această conjunctură internațională de criză economică, de recesiune, atunci trebuie să ne îndreptăm privirea, dacă vrem să dezvoltăm lucrurile, pentru că e nevoie dintr-o dată de o cantitate mult mai mare de bani, către locul unde sunt banii. Să ne înțelegem. Prin competiții pe plan intern, Institutul Național de Patologie Victor Babeș, care nu este finanțat de statul român, este un institut care funcționează prin autofinanțare. De la leafa portarului, care v-a întrebat unde mergeți, și inclusiv leafa mea în acest institut, toate se câștigă pe bază de contract, de grant, cum se spune acum. Se anunță diverse concursuri și echipe din Institutul Babeș se înscriu la aceste concursuri, competiționează și uneori câștigă, uneori nu câștigă. Dar numărul de granturi care noi avem ne permite să desfășurăm o cercetare științifică la un nivel care, uitați-vă, din când în când mai dă câte un rezultat excepțional. Ediția de astăzi continuă alături de invitații noștri, doamna Elvira Craiu, profesor universitar, medic, primar, cardiolog, și domnul Ciprian Tiberiu Miclea, conferențiar universitar, cercetător științific. Am văzut cercetarea telocitelor continuă în România fără niciun sprijin din partea autorităților. Situația de altfel este generală. Ce părere aveți despre ceea ce ne-a transmis nouă domnul academician? Întâmplător, eu provin dintr-o familie de cercetători. Nu știu dacă asta îmi dă o autoritate suplimentară de a mă pronunța în domeniu. Cert este că asocierea cu Harvard sau cu alte centre universitare celebre și de bună notorietate din lume nu face decât să legitimeze și să certifice faptul că, într-adevăr, identificarea telocitelor are un potențial medical extraordinar. Cât despre cercetare în ansamblu, fie medicală, fie de altă natură, din păcate sistemul românesc nu stimulează în mod deosebit activitățile de cercetare, și pentru că există o pauperitate teribilă în sistem, pentru că există și această criză mondială care oferă un context nu tocmai favorabil investițiilor în domenii aparent neproductive. Deci toate lucrurile astea conduc către concluzia că într-un sistem totuși plin de sincope și de dificultăți se poate face totuși performanță, și asta în primul rând datorită calității oamenilor sau unora dintre ei implicați în cercetare. Este mare lucru să poți să-ți asumi paternitatea românească a telocitelor și să afirmi lucrul ăsta în lume și să nu ai contestatari. Rămâne însă să putem să utilizăm această premiză benefică și să nu lăsăm pe alții să ducă la capăt studii care ar putea să aducă și mai multă și mai bună notorietate românilor. Să spunem că oferim credit acestor autorități, autorităților române, care nu au fonduri pentru a susține cercetarea în general, nici măcar această cercetare care a atins un punct... Vă spun din interiorul sistemului, tendința este cumva spre ostracizare a arhetipului cercetător. Atunci cum vă explicați că totuși există și se găsesc fonduri pentru a se investi în cu totul și cu totul alte domenii? Și ați zice fotbal, și nu este singurul, dar este medicina, un prim exemplu. Medicina și care cercetarea comportă și o dimensiune vocațională. Mecenatul doctorilor români este celebru și deja are o istorie prea îndelungă și în consecință tristă. Bun, atunci și societatea civilă, nu credeți societatea că... Societatea instituit... civilă găsește totuși resurse societatea pentru a în general, cu expresiile ei instituționale, a instalat un sistem referențial valoric care, cum spuneați dumneavoastră, proiectează
în mentalul colectiv mai degrabă arhetipul becaloid, arhetipul fotbalistului care fără să aibă o pregătire extraordinar de minuțioasă, are niște câștiguri materialicești, mercantile, mult mai mari decât ai unui șobolan de bibliotecă. De exemplu, societatea civilă a reușit de-a lungul anilor, ultimilor ani, să pună mână de la mână și să strângă fonduri pentru repararea anumitor secții din spitale, da, pentru dotarea cu aparatură. E o chestiune care ține de prioritizare, de ierarhizarea priorităților. Atunci înseamnă că nimeni, nicio autoritate nu înțelege sau nu conștientizează ce oportunitate este această descoperire. E o chestiune dialectică acesta. Dacă îți institui ca și prioritate națională sănătatea sau educația sau deopotrivă și una și alta, atunci consecințele pe termen mediu și lung nu pot să fie decât unele pozitive. Dacă soluțiile tale ca sistem sunt doar ancorate în prezent și în viitorul imediat apropiat, în supraviețuire, în sustentație provizorie, atunci efectele pe termen lung sunt, iată, acelea de a neglija domenii absolut fundamentale în aducerea progresului și în aducerea unor beneficii absolut incuantificabile. Descoperirea telocitelor sau alte descoperiri, nu neapărat românești, pot să aducă beneficii pe termen lung care nu țin numai de confort biologic sau de performanță diagnostică sau terapeutică. Pur și simplu pot să aducă și beneficii de ordin material. Fără îndoială că toate aceste centre europene sau mondiale care preiau idei geniale al unor români sau ale altor cercetători vor face tot ce depinde de ele să instrumenteze aceste descoperiri și în sensul obținerii unor profituri de natură materială. O întreb acum pe doamna profesoră. Dumneavoastră pregătiți studenți, viitori medici. Ce perspective au ei? Ce perspective au cei care doresc să se dedice cercetării? Au perspective în țara noastră, dat fiind faptul că finanțarea nu există? Întrebarea este ușoară, răspunsul este foarte greu. Sau dacă vreți, este dificil. Ceea ce conferă la acest moment tânărului student care vrea să devină un medic de notorietate sau să fie mulțumit de viața lui de doctor, eu cred că sistemul nu este chiar așa de pornit împotriva tinerilor ca să nu-i ajute ca într-adevăr să fie, practicieni respectabili. Ceea ce se întâmplă la Facultatea de Medicină din Constanța, zic eu că se întâmplă dacă viitorul student vrea într-adevăr să înmagazineze cunoștințe, se întâmplă ceva particular în sensul că tânărul student de la Facultatea de Medicină din Constanța are foarte mulți bolnavi pe care îi poate chestiona, controla, urmări. Și numai dragostea de această profesie îi poate conduce într-adevăr la rezultate mai apropiate sau mai depărtate. Cei care fac această meserie nu trebuie să se gândească în primul rând la câștigul material, dar trebuie să se gândească la viața omului pe care o salvează. Dar în același timp, și câștigul material e important în meseria noastră. Nu e cazul aici să spun cât costă o carte de cardiologie care trebuie înnoită din la 2 ani, la 3 ani. Bine, vedeți dumneavoastră, noi acum nu ne gândeam la această latură financiară, ci la perspectivele tânărului student în a ajunge la o astfel de descoperire, precum cea a academicianului. Tânărul student trebuie să ajungă la viața domnului academician ca să facă o astfel de cercetare sau să ajungă la acest rezultat. În primul rând este o muncă de echipă. În al doilea rând trebuie a fi șoarece de laborator, cum a zis domnul doctor. În al treilea rând trebuie să ai o cultură medicală cu totul ieșită din comun. Uitați, profesorul Popescu este beneficiarul a 9 sau 10 titluri honoris causa. Deci nu este un oarecare cercetător din oarecare laborator.
Dintre studenții dumneavoastră, l-ați vedea pe vreo unul, măcar unul, care să ajungă sus, sus, cât mai sus? Nu vreau să demobilizez studenții mei, dar vreau să-i asigur că dacă vor să învețe, dacă vor să se asigure de un viitor strălucit în medicină, au posibilitatea la acest nivel al facultății să devină. Îți trebuie, pe lângă muncă de a acumula cunoștințe clasice și, bineînțeles, moderne, Biblioteca Universității din Constanța, Ovidius, este extrem de pusă la punct din acest punct de vedere. Noi toți, cadrele didactice, sunt cele care sunt în măsură să canalizeze acest efort, dar nu ține numai de factor exterior, ține de factor interior, care înseamnă o anume capacitate creativă. Fac două precizări, dacă cu permisiunea ta, Andreea. Nu mă miră pentru mine cardiolog că Universitatea din Harvard este cea care a asigurat una din modalitățile de a cunoaște cercetarea românească, respectiv a domnului academician. Este universitatea care a emis nenumărate legi în cardiologie. Legi, ghiduri, oameni de știință care s-au sacrificat pentru cardiologie. Așa că asocierea între telocitele românești și Universitatea Harvard este cea care, pentru mine, cardiolog, înseamnă o speranță că, într-adevăr, foarte repede se vor cerceta, se vor pune în practică elemente noi de tratament în bolile cardiovasculare. Până la urmă, o întrebare cheie are în vedere potențialul câștig al unei țări de pe urma unei mari descoperiri. I-am adresat această întrebare academicianului Laurențiu Popescu și iată care este răspunsul domniei sale. Bine că ne-ai pus nouă. Domnule academician, ce pierde România prin neimplicarea în acest proiect? Doamne, ce pierde e foarte greu de spus și nu cred că știe nimeni. Probabil că mai ușor ar fi să evaluăm ce nu câștigă. Ce nu câștigă atunci? Nu câștigă notorietatea pe care ar merita-o pe piața științifică internațională. Și, decurgând din asta, nu câștigă patentele necesare care vor apărea în viitor, într-o țară sau alta, și ca atare se va tăia un nou robinet de bani, etc., etc. Asta este cea mai simplă gândire. Ce credeți, doamna profesor, ce nu câștigă România prin implicarea în această descoperire? Am ascultat ultima parte a locuțiunii domnului profesor. Bineînțeles că regret că nu vor curge niște bani vis-a-vis din această cercetare. Dar totuși sunt entuziasmată de această idee că va repara și niște inimi românești. Nu se poate, ca dacă, într-adevăr, celulele STEM se folosesc în România, se face chiar bancă în câteva locuri de celule STEM. În curând vor veni și telocitele. Nu sunt împotriva ideii și gândului și speranței că nu românii n-o să beneficieze. Categoric, poate mai târziu decât alții, poate mai târziu, dar asta nu înseamnă niciodată. Asta ca pacienți, dar țara în sine? Iar referitor la momentul în care un prim român va beneficia de telocite, o să avem puțină răbdare și o să aflăm și punctul de vedere al domnului academician. Pacienții vor câștiga, poate, dar cu o mare întârziere. Țara noastră va câștiga vreodată? Este totuși invenție românească. Deci va câștiga un prestigiu de cercetător, va câștiga un prestigiu de co-cercetător. Nu trebuie, că nu avem posibilitatea la acest moment, o să o avem. Și dacă, într-adevăr, iarăși mă repet, societatea civilă își va pune amprenta în această evoluție, fără doar și poate
vom avea succes. Îmi vine în minte, apropo de sportul care aduce mulți bani, cu care a început Andreea, aș spune că dacă într-adevăr se pun niște taxe pe fumat, pe alcool, de ce nu se pune o mică taxă pentru sănătate din fondurile sport, agențiilor de bilete care vând bilete în sport? Deci, într-adevăr, toate stadioanele noastre sunt pline. Dacă din taxa acestor bilete 1%, nu știu, nu mă pricep, un anume quantum s-a dat cercetării medicale, ar fi categoric cu pas înainte. Poate că România ar fi avut de câștigat și la capitolul turism medical. Să nu mai vorbesc de turism medical și să nu mai vorbesc de turism la nivelul malului, litoralului românesc. Să nu mai vorbim de asta. Bineînțeles că este o altă idee. Deci tot societatea civilă și tot presa trebuie să găsească o anumită aderență a tuturor factorilor sociali care, într-adevăr, pot pune umărul pentru evoluția medicinii românești. Domnule Miclea, iată că la ora actuală universități de renume din lume continuă aceste cercetări. Până la urmă, ei câștigă un capital de imagine. România își consolidează un capital de imagine pentru că Harvard sau Princeton sau Berkeley sau Oxford își consolidează, dar România nu învață să facă solidă nimic în acest punct de vedere. Marile descoperiri și în domeniul medicinei, dar în orice alt domeniu, aparțin nu națiunilor, ci umanității. Asta e o certitudine și aș trebui să spun chiar un truism. Descoperirea telocitelor este categoric un astfel de eveniment important din perspectiva cercetărilor și a potențialului terapeutic. Faptul că România are inabilitatea de a prelua această premiză științifică și de a o dezvolta mai departe ține de pauperitatea sistemului românesc, care nu încurajează apariția unor oameni precum academicianul Popescu sau altora. Sistemul nu încurajează excelența, nu premiază valoarea, nici măcar la nivelul unui sportiv de performanță. Există totuși șanse ca la un moment dat, în scurt timp, să avem o surpriză și să apară și România pe lista țărilor Dar care România îl susțin pe academician? România a fost în mod tradițional o țară asimilată idei de performanță intelectivă, gnostică, cognitivă și așa mai departe. România are o lungă tradiție de cercetători în domeniul fizicii fundamentale sau a ingineriei, a științelor exacte, ai medicinei, iată, insulina, Paulescu și așa mai departe. Noi nu trebuie să lucrăm neapărat la brandul nostru de inteligenție românească. Noi trebuie să asanăm sistemul medical românesc și de cercetare în sensul stimulării și cultivării valorilor, nu a ostracizării lor sau a repudierii acestora peste hotar, unde fac performanță pentru sau în numele altor națiuni. Încă o dată, marile descoperiri nu aparțin națiunilor, ci umanității. Dacă am reușit să cultivăm aceste descoperiri și să le ducem până la capăt, să obținem noi concluziile științifice de la care am pornit, atunci vom avea și un câștig material imediat. Domnul profesor menționa patente, brevete de invenție și tot ce decurge ca drepturi intelective sau drepturi de autor de aici. Și în consecință trebuie să se producă o mutație de ordin antropozofic, aș zice, de evoluția societății. România în ansamblu trebuie să-și modifice prioritățile și să instituie ca și politică de stat sprijinirea educației, a sănătății și după aceea a celorlalte lucruri care asigură prezentul nostru. În condiții de sărăcie bugetară sau chiar de indiferență autorităților, că sunt administrative sau că sunt științifice, Ce ar putea spera să primească un cercetător român care îți desfășoară studiile aici în țara noastră? Răspunsul ni l-a dat părintele telocitelor și este întru totul surprinzător.
aici o să vă dau iarăși un răspuns neconvențional, ca mai toate răspunsurile neconvenționale care vi le-am dat. Părerea mea în acest moment este că cel mai mare serviciu local sau loco-regional, așa, mi s-ar face dacă aș fi lăsat în pace. Dacă nu din când în când un grupuscul sau altul, e adevărat, din ce în ce mai puține, ar mai arunca așa cu puțin venin, ca să nu zic invidie, cu puțin noroi, cu ce găsește fiecare, cu piatra, cu... Sigur că eu mi-am dezvoltat un sistem de imunitate și îmi văd înainte de treabă, pentru că dacă compar o piatră aruncată sau puțin noroi de undeva dintr-o periferie a Bucureștiului, să zicem, în mine, am totuși scutul, să zicem, Harvard Canton, care mă ferește de asemenea lucruri. Deci, repet, local, un minim de sprijin ar consta să fiu lăsat în pace. Sigur că de la acest minim se poate și mai bine. Se poate întâmpla că la un moment dat, printr-un eveniment fericit, un factor de răspundere din organizarea științei din România, să-și pună problema, oare nu putem să facem și noi ceva pentru telocite? Pentru că până acum am înțeles că factorii de răspundere de la noi, din domeniul științific, se întreabă, se auto-întreabă retoric, oare or fi existând telocitele? Sigur că n-au decât să se intereseze, nu neapărat în România, în alte țări. Vreau să vă spun că noi avem cooperări directe, adică oameni care lucrează cu telocite și publică împreună cu noi sau au publicat articole despre telocite în Belgia, în Olanda, în Spania, două grupuri, în Anglia, un grup, în Germania, două grupuri, în Italia, două grupuri. Nu mai vorbesc de China, așa cum vă spuneam, și de Statele Unite, în Brazilia. Și dacă toți acești oameni se păcălesc, atunci probabil că ne păcălim și noi. Dacă nu, înseamnă că ceva există și acest ceva e bine să nu fie ignorat o perioadă prea lungă de timp, pentru că prea lungă înseamnă prea târziu. Domnule Miclea, cât de gravă credeți că este situația în domeniul cercetării dacă domnul academician a făcut o afirmație surprinzătoare? Preferă să fie lăsat în pace, dacă tot autoritățile nu se implică? Eu n-aș vrea să fiu alarmist sau defetist. Vă spuneam și eu mai devreme, percepția mea este că mințile într-adevăr performante sunt cumva invitate insidios să părăsească România geografică și să aciueze în locuri în care se face cercetare de excelență. Din păcate, chiar și în școala românească s-a ajuns în situația în care facultatea de medicină devine o trambulină pentru o carieră eventuală în străinătate. Și în felul ăsta, hemoragia de inteligență, exodul acesta al tinerilor români implicați și în activități de cercetare, acest exod continuă, iar consecințele nu pot să fie decât nefaste pe termen îndelungat. Faptul că cercetătorul român, și iată arhetipul cercetătorului român în persoana domnului profesor, este ostracizat, este periferizat, este împins la margine cumva, duce la genul ăsta de reacție de tip autoconservativ, de genul lăsați-mă în pace, lăsați-mă măcar să manifest spiritul creativ și nu-mi creați dificultăți de natură birocratică, administrativă, financiară sau de orice altă natură. Este o reacție de apărare, atitudinea domnului profesor, și este o reacție generalizată. Faptul că s-a imunizat, spunea dânsul, la o grămadă de lucruri care îi puneau bețe în roate, arată capabilitățile dânsului adaptative. Încă o dată, din păcate, sistemul medical nu stimulează apariția performerilor de excepție, a cercetătorilor de excepție. Încurajează, dimpotrivă, să părăsească România și să-și găsească satisfacția profesională
în alte țări. Ca specialiști în medicină, ca oameni de știință, fără partipriuri, vă propun să discutăm acum despre perspective, despre când și cum ar putea fi aplicată descoperirea telocitelor în medicina practică, iar ca punct de plecare avem prognoza domnului academician. Una dintre întrebările care mi se pun în acest moment, de regulă la sfârșitul conferințelor pe care le țin prin diverse țări, în diverse universități sau institute de cercetare, întrebarea sună cam așa. Perfect, telocitele există, ne-ai convins, așa este. Ce rol au? Răspunsul meu aproape standard începe cam în felul următor. Aceasta nu este o întrebare bună. Este cea mai bună întrebare. Pentru că nu este suficient să găsești ceva nou, trebuie să și spui care este rolul, la ce folosești. Și în privința telocitelor sunt trei probleme. Unu, să fie descoperite, asta am făcut eu. Să se clarifice rolul, la asta particip și eu. Și după ce se clarifică rolul, să vadă în ce măsură pot fi folosite în diverse tratamente medicale. Sper să particip și la asta. Ce pot să vă spun este că cele mai multe informații care le avem acum în legătură cu rolul posibil al telocitelor, este acela că ele sunt un fel de regizori ai piesei care se joacă între diverse celule în organismul uman, piesei de teatru, dacă am folosit termenul de regizor. Ele preiau semnalele de la diverse tipuri de celule și le analizează și le trimit alte semnale ce se facă, să-și crească activitatea, să scadă activitatea. În mod particular, pentru celulele stem, acest lucru este foarte important, pentru că noi avem deja informații experimentale că ele, telocitele, reglează activitatea celulelor stem. Aș îndrăzni să spun chiar că le stimulează să se transforme într-un celule specifice organului respectiv. Să clarificăm un lucru. O celulă stem înseamnă o celulă care se poate divide, deci dintr-una se formează două. Dintre care, una din cele două este tot o celulă stem și cealaltă devine o celulă specifică organului respectiv. Dacă am o asemenea celulă stem în inimă, ea stă în stare de, să zicem, somnolență, dormanță, inactivitate. Dacă apare un stimul și noi credem că stimulul poate veni de la telocite, atunci această celulă stem se divide, se formează o altă celulă stem, deci atenție, numărul de celule stem rămâne aproape constant. Nu se dublează, nici nu se micșorează. Și cealaltă celulă se transformă într-o celulă specifică inimii care se contractă. Cam asta ar fi rezumatul situației. Perspectiva terapeutică este să se transplanteze celule stem plus telocite. Nu numai celule stem pure, pentru că dacă le transplantez, n-are cine să le stimuleze. Când apreciați că acest lucru s-ar putea întâmpla? Cel mai devreme răspunsul da sau nu va fi prin aprilie, mai destul de repede? În Statele Unite. Statele Unite. Și în România? Asta spuneam? Nu cred că e posibil momentan în România. Pentru că dânsii au toată tehnologia pusă la punct pentru a face acest lucru și ăsta este și scopul pentru care cooperăm. Ați auzit ce a declarat domnul academician. Deocamdată nu sunt șanse pentru un astfel de transplant în țara noastră, dar totuși pentru cei care ne urmăresc, să nu le spulberăm un vis, mai ales că sună foarte frumos și este o realizare care înseamnă foarte mult pentru ei ca pacienți. Totuși, ce să le transmitem? Sau ce credeți dumneavoastră ca medic care vă iubiți pacienții și doriți să-i vedeți mai sănătoși?
Draga mea și dragii mei, nu poți să fii medic dacă nu ai o speranță. Speranța moare ultima, spunea cineva, nu? Noi trebuie să gândim pozitiv, iar dacă nu ai o speranță, ca și cardiolog fiind, nu poți să tratezi, nu poți să insufli această speranță pacientului, chiar dacă el este, știu, foarte bolnav și cu foarte multe complicații. Speranța mea este că atât timp cât în Statele Unite aceste telocite și împreună cu celulele STEM deja sunt aplicate la om, speranța mea este că și în Europa și implicit în România vor veni cât se poate de repede, dar cercetarea medicală înseamnă acumulări cantitative pentru salturi calitative. Acest salt calitativ se va face după ce mulți oameni, multe clinici, mulți doctori vor folosi această metodă. Există legea nescrisă a trialurilor clinice, scrisă și nescrisă a trialurilor clinice, care vor trebui să fie desfășurate ca să ajungă la o concluzie. În cercetarea medicală trebuie în primul rând să nu strici în speranța că vei repara. Speranța mea este că atât timp cât cercetările sunt așa de înaintate în alte părți, vor veni și în Europa și vor veni și la noi. Pentru tineri și bătrâni mai bolnavi sau mai puțin bolnavi, pentru boli incurabile, este luminița de la capătul tunelului, care o așteptăm cu nerăbdare. Ne apropiem de ultima parte a emisiunii de astăzi, în care vom vorbi despre unul dintre medicii care cu efort și dăruire țin în viață sistemul public de sănătate din România și tot după pauză avem răspunsul la întrebarea pe care am lansat-o la sfârșitul anului trecut în rubrica Mintea ta e cea mai puternică, când vine fericirea? Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi! Emisiunea Arena Medicală continuă, am intrat în ultima parte a acestei ediții. Vă promiteam înainte de pauză că vom face cunoștință cu încă unul dintre medicii exemplari ai acestei țări. Reporterii Arenei Medicale l-au întâlnit la Arad, dar mai întâi colegii de la știri ne spun câteva dintre cele mai importante subiecte de la 19:30. Mulțumim într-un sistem de sănătate intrat de multă vreme în comă din cauza șefilor care n-au găsit tratamentul care să-l pună pe picioare. Medicii sunt cei care îl țin în viață. Fără ei totul ar fi la pământ, iar noi am fi la mila Domnului. Poate din acest motiv ar trebui să privim cu alți ochi omul îmbrăcat în halatul alb, în care să ne punem toate speranțele și căruia să-i cerem cu disperare să ne redea sănătatea. Să nu-l mai blamăm în urma unor analize superficial făcute și să conștientizăm măcar atunci când ajungem pe mâinile lui că responsabilitatea sa e uriașă. O viață de om în slujba sănătății. Medicul Maria Pușchiță și-a dedicat întreaga existență bolnavilor și profesiei în care a intrat acum 30 de ani. Astăzi conduce secția de interne a Spitalului Județean din Arad și putem spune, fără să exagerăm, că trăiește numai pentru pacienți. Eu nu pot să spun că am lăsat deoparte viața de familie, însă fiindcă a fost atât de limitat timpul în care trebuia să învăț, trebuia să avansez, să trec prin toate gradele profesionale, sigur că pui pe planul 2 viața personală. Însă sunt extrem de satisfăcută de munca pe care o fac. Are două specializări, cardiologie și medicină internă. Un doctorat în științe medicale, a fost decan al Facultății de Medicină din Arad și prorector pe cercetare științifică. Este omul și medicul pentru care am ales să fac medicina și să rămân cadru didactic, pe care o apreciez foarte mult și încercăm toți să îi urmăm exemplu. Acum își dedică timpul cu pasiune atât pacienților cât și studenților, pe care învață să fie medici și oameni deopotrivă. Respirați adânc. Vă culcați cu fața în sus, puneți capul aici. Ce auzi? Istoria. Totdeauna un sună aici și mâna în jos. Dacă e fibrilația atrială, deci neregular, pulsul central este mai rapid, pulsul periferic este poate mai rar, nu toate bătările se transmit în periferie. Și atunci avem disociația de puls. Foarte omenoasă, foarte... Deci
nemaipomenit. Pacienții o respectă, o iubesc, o adoră. Își încredințează viața în mâinile ei, fiindcă au încredere. Fiindcă știu că își face meseria cu responsabilitate și cu profesionalism. Deja sunt a doua oară de la dânsa și foarte mulțumită. Are o voce foarte plăcută, ne ascultă, dă tratament ce ne trebuie. Vorbește foarte frumos și finuță de tot. Finuță. Ne ascultă ce ne doare. Explică toate problemele. Doctorul exigent este în același timp și un om modest, un prieten bun, o fire deschisă, care știe să asculte păsurile pacienților, să le aline suferințele. Îi privește cu blândețea mamei care își alină pruncul, îi mângâie cu vorbele calde, îi încurajează și în tot acest timp îi tratează, le redă sănătatea. Noi românii suntem foarte apropiați de pacienți și prin jurământul lui Hipocrate, sigur că, respectat fiind, suntem cu atât mai mult lângă ei. Alinarea durerii, alinarea suferințelor acestora, pe lângă terapia de ultimă oră care este aplicată în lume. Maria Pușchiță știe că pacientul este în primul rând un om, ca și ea, ca și colegii ei medici. Le recomand să fie respectuoși, le recomand să fie apropiați cu pacienții. Sigur că le recomand să impună respectul și numai respectând pot să fie respectați. Ca medicul Maria Pușchiță sunt sute de alți doctori în România. Arena Medicală va continua să vi-i prezinte pe cât mai mulți dintre ei, pentru că fiecare vă este un prieten pe viață. Acum revenim la subiectul inițial al emisiunii și vă invit să tragem câteva concluzii, doamna profesor. O descoperire extraordinară. Ne bucurăm că am putut găzdui această discuție alături de dumneavoastră. Îi mulțumim și domnule academician pentru disponibilitatea și pentru interesantul interviu, pe care vă reamintesc că îl puteți urmări complet pe site-ul emisiunii arenamedicala.ro sau pe Facebook-ul emisiunii. O să recuperăm. Sunt convinsă, cu pași mici o să recuperăm un pic din acest handicap și o să ajungem să vorbim de România și transplant, un prim transplant cu telocite reușit în țara noastră. Până să ajungem la transplant, spuneți-le celor care ne urmăresc ce trebuie să facă pentru a se menține sănătoși și pentru a nu avea nevoie de un transplant care va veni cu întârziere, dar va veni. Of, să gândească pozitiv, să spere că există suficiente resurse pentru a evolua din punct de vedere medical, din punct de vedere al cercetării și din punct de vedere social. Ceea ce mă bucură pentru mine este poziția dumneavoastră ca să susțină lumea medicală, pentru că noi nu suntem de vină pentru ceea ce greșește omul care devine bolnav. Partea medicală nu este de vină pentru tot răul care se întâmplă în viața unui om, dar cum spuneai la început, lumea medicală se jertfește să accepte un fel de înfrângere pe care o acceptă domnul academician, dar în același timp și-a pus toată cercetarea și toată capacitatea creativă pentru a ajuta omul bolnav, indiferent unde este luminița la capătul tunelului. Am speranța că oamenii de bine vor gândi pozitiv, am speranța că toate eforturile medicale pentru a îngriji omul bolnav își vor găsi aprecierea socială în România, iar sfatul pentru persoanele tinere, îmi permit să-l dau, să fie extrem de atente cu evoluția lor. A evita stresul este un cuvânt foarte mare. Dar vis-a-vis de greutate, de a nu fuma, a mânca sănătos, a avea un stil de viață care pe multe planuri îl cunoaștem tot mai în profunzimea lui, mai ales la tineri, dar nu numai la tineri, la orice vârstă există resurse spre mai bine. Mulțumesc că m-ați invitat, în speranța că fac parte din acea categorie socială, respectiv dintre specialiștii, respectiv cardiologi, care într-adevăr se jertfesc pentru sănătatea oamenilor, chiar dacă sistemul trecut
și cel recent, ca să spun așa, a blamat lumea medicală de foarte multe ori pe nedrept. Felicit acest post de televiziune care, într-adevăr, din toată țara, Arena Medicală susține performanța medicală și nu rebuturile medicale care, nu numai din greșeală, nu numai din neștiință, dar din imposibilitatea de a influența evoluția naturală a unei boli grave, sunt blamați în a fi ostracizați de populația care nu știu exact de desubturile acestei situații. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru vorbele frumoase și pentru faptul că în momentul în care v-am vorbit despre subiectul acestei emisiuni, dumneavoastră știați deja foarte multe. Ne bucurăm, înseamnă că reprezintă un real interes acest subiect și înseamnă că ecourile vin mai departe decât ceea ce vedem noi. Vă mulțumim, domnule Miclea, pentru faptul că ați venit în emisiunea noastră și aș vrea, dacă ne permiteți, să continuăm discuția noastră și pe site-ul emisiunii. Toți cei care ne urmăresc, cărora le-am stârnit interesul cu acest subiect, care mai au întrebări și totuși nu au găsit răspunsurile în emisiunea noastră, ni le pot formula și adresa pe site-ul nostru. Ca o concluzie, de final, doar pentru întâlnirea de astăzi, nu pentru temă, credeți că o să vedem luminița de la capătul tunelului mult mai repede decât se întrevăd acum lucrurile? Unii o văd proporțional mai mică sau mai mare în funcție de distanța lor relativă la această luminiță. Din punctul meu de vedere, luminița nu e o entitate insignifiantă, e un orizont foarte larg și implementarea noilor descoperiri, telocite, telomeri, celule stem, toate lucrurile astea, pe lângă reabilitarea prin transplant a unui miocard infarctizat sau recuperarea unei boli de tipul sclerozei amiotrofice multiple sau de tipul bolilor degenerative cortico-subcorticale, dau o speranță suplimentară pacientului de pe Terra că pentru anumite probleme care până acum nu existau soluții, iată, se întrevăd aceste soluții și nu mai rămâne decât ca ele să fie standardizate și omologate și apoi implementate, aplicate în practica medicală curentă. E un capital de încredere extraordinar de mare pe care descoperirea domnului profesor îl aduce nu numai cercetătorilor sau oamenilor de știință, ci și omului normal, care, a omului obișnuit, care poate să realizeze acum că anumite chestiuni insurmontabile din punct de vedere medical în trecut și-au găsit cel puțin rezolvarea teoretică. Mulțumesc pentru invitație și eu. Cu mare drag vă mulțumim pentru prezență. Iată că începem anul cu o veste bună pentru telespectatorii noștri și la sfârșitul anului trecut v-am provocat să găsiți răspunsul la întrebarea când vine fericirea, la început de an sau nu numai, dar pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul emisiunii am primit răspunsuri amuzante, fantastice, dar și haioase. Iată să vedeți totuși ce spun specialiștii. Oamenii sunt mai fericiți și mai puțin stresați după vârsta de 50 de ani, arată un studiu Gallup realizat pe un eșantion de 340.000 de oameni. Emoțiile precum mania, îngrijorarea sau tristețea variază în timp ca intensitate într-un mod similar la femei și bărbați, deși femeile sunt mai predispuse la stres sau stări depresive decât bărbații, susțin cercetătorii de la Universitățile Columbia, Princeton și Stony Brook. Emoțiile negative, precum stresul și furia, scad în intensitate după vârsta de 20 de ani, iar persoanele trecute de 50 de ani se îngrijorează mai puțin decât tinerii. Autorii studiului susțin că factorii precum șomajul sau singurătatea nu par să afecteze tiparele bunei dispoziții. Iată câteva din concluziile cercetării. Sentimentul de bună dispoziție se poate îmbunătăți atunci când copiii pleacă fiecare la casa lui, deoarece se reduce numărul conflictelor familiale și se reduc sursele de îngrijorare. Oamenii sunt mai puțin îngrijorați în privința banilor pe măsură ce avansează în vârstă.
Femeile s-au clasat mai bine decât bărbații în ceea ce privește nivelul general de bună dispoziție. Însă bărbații au obținut scoruri mai ridicate la capitolul fericire și plăcere de a trăi. Deci, cum se face că persoanele vârstnice sunt mai fericite și mai puțin stresate decât tinerii? Autorii studiului sunt de părere că răspunsul ține de înțelepciune și inteligența emoțională. De asemenea, vârstnicii au mai puține amintiri neplăcute decât tinerii, ceea ce face ca aceștia să-și poată controla mai ușor sentimentele. Mulțumim invitaților noștri de astăzi, doamna Elvira Craiu, profesor universitar, medic, primar, cardiolog. De asemenea, toate mulțumirile noastre domnului Ciprian Tiberiu Miclea, conferențiar universitar, specialist în medicină anti-aging, cercetător științific cu reputație europeană, la fel și publicului care ne-a fost alături în platou, iar până la viitoarea noastră întâlnire vă provocăm să ne spuneți care este legătura între starea economiei și siguranța circulației rutiere. Pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul emisiunii arenamedicală.ro, dați-ne de știre că viața dumneavoastră vă interesează. Că ați decis să nu mai fiți pacient. Sunt Andreea Badehahui, vă aștept din nou săptămâna viitoare în Arena Medicală. Acest program v-a fost oferit de ISIS Spital Privat.